6 persoane confirmate cu noul coronavirus au murit duminică în județul Suceava, conform informațiilor transmise de prefectură. Este vorba despre 2 persoane din Suceava și câte una din Vatra Dornei, Șcheia, Voitinel și Bunești. Luni dimineață, în județul Suceava erau 1778 de cazuri de infecție COVID-19 în evoluție, iar incidența la nivelul județului era de 2,16 persoane infectate la 1000 de locuitori. 359 dintre persoanele testate pozitiv erau internate în spitalele din județ, iar alți 93 de pacienți sunt suspecți de infecție cu noul coronavirus. Toate cele 20 de paturi din secția de terapie intensivă a spitalului erau ocupate, iar 12 dintre pacienți erau ventilați mecanic. 20 de localități din județ aveau luni incidențe peste 3 la 1000 de locuitori, iar 31 de localități aveau rate de infectare între 1,5 și 3 la 1000. Cea mai mare incidență, 5,2 la 1000, era în comuna Horodnic de Jos, iar cel mai mare număr de cazuri active, 486, este înregistrat în municipiul Suceava, unde rata de infectare este de 3,79 la 1000. Pe de altă parte, doar sâmbătă și duminică, polițiștii suceveni au aplicat 350 de sancțiuni persoanelor și societăților comerciale care au fost depistate că nu respectă măsurile de prevenție sanitară. Sâmbătă, 27 de persoane au fost depistate că participă la o cumătrie organizată într-un restaurant din Vicovu de Sus, iar 60 de persoane participau la o altă petrecere, la o pensiune din comuna Mălini. Organizatorii celor 2 petreceri au fost sancționați cu amenzi, iar participanții au fost sancționați cu avertismente.